Doamne, domnule, bună dimineața, prieteni, bună dimineața. Auzi la ce m-am gândit? Ce bine îmi pare că nu sunt știri nici de breaking news, nici de sfăderi, sau dacă sunt să le dăm un pic de parte, pentru că sunt conjunturi și până nu se înțelegă ăștia de la guvernare, ea de la opoziție, ăia de la opo opoziție cu ea de la guvernare, nu avem ce să facem. Și atunci am zis, mă uite un subiect la care am putea medita acum, că în sfârșit, parcă, parcă e o liniște de aia de e, duminică spre luni, de luni unde nu-i așa, e, nici iarba nu crește. Și m-am gândit la o chestiune. E, există un paradox pe la noi și nu numai pe la noi. E, pe de-o parte, noi zicem, domnule, statul ăsta e prea băgăcios. Prea ne cere ștampile, prea ne cere avize, prea ne cere dosar cu etc. Pe de altă parte, când e vorba de descentralizare, domnule, se rupe țara. Nu facem nicio decentralizare că se rupe țara. Al paradox, unde mergi de Crăciun? Mă duc în Maramureș, da de paște, în Bucovina. Bă, și-am fost la vărul din Moldova și după am băut un zaibăr de la din Oltenia o, și ai fost, la, ai fost la Timișoara, da, m-am mers în Banat la Oser să-mi cumpăr blugi, da? Mă duc la mare, frumoasă Dobrogea, frumoasă, 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 iar în Transilvania, în Ardeal, excelent, mă duc să beau pălincă avem Moldova, Bucovina, Ardeal sau Transilvania, Maramureș, ai Crișana, ai Banat, ai Oltenia, ai Muntenia, ai Dobrogea, ai, ai, tot. Și totuși, când este vorba de, mă, hai cumva să nu mai avem astea 41 de județe, pentru că sunt 41 de, 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 de tentacule inutile administrativ și financiar, pentru că nu există transferul ăla de competențe și de, 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 de fonduri, zicem stop. Nu, nu, noi vrem 41 de județe, așa cum l-a lăsat Ceaușescu prin legea 2 în 1968, nu cumva să mergem la regiuni istorice că ne este frică. De ce ne este frică? Se rupe țara. Și m-am gândit la un exemplu uitat acum de europeni, celebru și celebrat în America, exemplu orașului New York. 1783 se sfârșește războiul ăla de independență, New York-ul este vai de mama lui, fusese și loialist, lumea se uita un pic așa cu, cu uh, precauție la el, avea 10.000 de locuitori. Dacă îi spuneai unui newyorkez atunci că băi, orașul tău va deveni unul dintre marile, marile orașe ale lumii, l ar fi râs două zile. Uh, ce să facă? N-are niciun avantaj New york nu? Domnule, avem o oarecare deschidere către vest, dar acolo sunt munții Apalași, sunt 4.000 de kilometri de munți care merg cumva e, paralel cu oceanul. E, cum să facem? Suntem izolați. Suntem un târg de 10.000 de locuitori la care zice lumea New York. Mă rog, nu-i dar cum vrei să zici. Și vine un primar Clinton în 1810 și zice Domnule, uite, noi ar trebui să facem un canal de vreo 12 metri lățime să mergem de-a lungul statului până la lacul Erie lângă, pe acolo, pe la marile lacuri și să facem un coridor de comerț, să dezvoltăm cumva, cumva, orășelul ăsta prăpădit New york -ul. Oamenii l-au numit cu toții de la presă până la ultimul șurubar nebunia lui Clinton. Da, că era primar Clinton. O venit Madison, cred că era președinte și o zice, porcăria asta eu nu o de la guvernul federal, sunteți nebuni. N-aveți decât să vă bucați voi cu trânecoape și lope lopeți, eu așa ceva nu finanțez. Și atunci, orașul de 10.000 de locuitori a luat în considerare, pentru că exista acea descentralizare, hai să-l facem singuri. Da? cu Lopez cu Târnăcoape, la da, 580 de kilometri. Wow! Lățime de 12 metri, în unele porțiuni, la un kilometru lungime, trebuia să, trebuia să, ai pantă de un centimetru jumate. Problema era că, măi da, păi, nimeni nu a mai făcut vreun canal de și nici nu știm cum se face un canal. Și au ales patru oameni, trei judecători și un profesor de școală. Care, atenție, nu că nu mai făcuseră canale, nu mai văzuseră un canal în viața lor. Dar în acel moment s-a implicat un tip, Canvas, un om normal, care o să mă duc pe banii mei în Anglia și studiez timp de un an de zile cum se face. A plecat în Anglia, există un jurnal al lui, 3200 de kilometri bătuți, cu calul, cu caleașca pe jos, cum a putut într-un an de zile. S-a documentat la sânge, ceilalți Patru rămași acasă, profesorul și cei trei judecători s-au pus pe citit, s-au pus pe, pe, pe studiat ce înseamnă organizare. S-a întors, că am acasă. Da? Și cu o formulă de uh, beton uh, uh, hidrofug, culmea inventat de un preot, bun, și-au început să facă acel canal. În 13 ani, canalul a fost gata. Cu Lopescu, târnă, cu tărnă coape spre stupefacția uh, guvernului federal în 13 ani, în 1823, cred, că, 23 s-a inaugurat. Rezultatul, păi, costul transportului la o tonă de făină s-a redus de la Buffalo până la New York, de la 120 de dolari, un cost imens pe vremea aia, la 6 dolari. Uh, au început să circule acele vaporașe care duc marfa și dacă te uiți în, în scrierile vremii, da, eu le-am găsit uh, uh, scrise mă rog, în tot felul de studii de asta despre ce scria presa atunci. Da. Uh, era un șir de luminițe, pentru că aveau acele felinare de semnalizare, un șir imens de luminițe, un, un șarpe de lumină noaptea, care făcea economie. Între 1823 și 1860, populația New Yorkului a crescut de la 10.000 de locuitori la 500.000. Pur și simplu, orașul a explodat pentru că s-a deschis. Și Guvernul Federal a trebuit să se recunoască învins în fața, în fața ce? În fața autogospodăririi oamenilor de acolo. Exemplu ăsta ar trebui să ne fie și nouă europenilor și tuturor europenilor sau majorității europenilor foarte foarte actual. Pentru că, e adevărat, în Europa au avut o felul de război. Nu putem zice, băi, acum suntem fete mari și înainte ne-am dat în cap. Nu. Numai că va trebui să trecem de grozăviile astea din memorie. De ce? Păi, ideea de secol 21, cel puțin așa cred eu, nu mai este teritoriu. Uh, ideea de secolului 21 nu mai este să acaparez uh, uh, bogăția asta, teritoriului, să acaparez uh, mai știu eu ce, ci pur și simplu este să creez prosperitate. Cum poți crea prosperitate în România? Una dintre soluții, și atenție, nu este un panaceu, nu este un leac universal, una dintre soluții este descentralizarea regionalizare, autonomie administrativă financiară, vrei, cum vrei să-i spui? Da? Mulți o să spună, aha, la autonomie vrei să zici? Să ajungi. Păi, există o lege a autonomiei publice locale, legea 215 pe 2001. Că nu e respectată, asta e altă și să o tot, tot aia din ea, e altă poveste, dar ea există. Atunci când vorbim despre descentralizare, noi nu vorbim în contradicție cu articolul 1 din Constituție sau cu, cu ceva care ține de național, de etnic sau de nu știu ce. Nu, pur și simplu vorbim despre autogospodărire. Uh, și gândește la un lucru. Toți vrem, domnule, să fie un stat puternic, să vedem noi România asta că, că ține bine pe harta Europei. Știi care sunt țările care stau bine pe, ța pe harta Europei? Țările prospere. Uh, sunt țări despre care nu auzi la știri aproape niciodată. Luxemburgul. Da? Dacă te duci în Luxemburg o să vezi că e o minunăție de țară. Sigur că și acolo sunt oameni nemulțumiți, sunt oameni care ar vrea mai mult, sunt oameni care uh, n-au de lucru, dar sunt puțini. Salariul mediu acolo e undeva la 4.000 de euro. Când ai auzit ultima știre despre Liechtenstein? Când ai auzit ultima știre despre uh, Danemarca? Olanda? Uh, în Belgia s-a văzut că descentralizarea, uh, federalizarea, dacă vrei, ei sunt federali, uh, a făcut ca țara să meargă cu adică să meargă fără guvern timp de un an și ceva. De ce? Pentru că guvernele regionale sau consiliile regionale sau cum vrei să le spui, da? au preluat pur și simplu prerogativele statului și au făcut ca țara să funcționeze. Și erau mulți belgeni care spuneau: "Wow, dai mai bine fără ăștia de la centru." Ce s-ar întâmpla dacă în România, brusc, ai renunțat la legea a 2 din 68 a lui a județelor? Ai spune, mă băieți, avem 41 de structuri care nu justifică existența într-o într epocă în care statul a devenit mult prea scump. Și atunci, tu în Moldova ai avantajele tale, dar ai și provocările tale, ai și atitudinile tale. Tu în Transilvania la fel, tu în Banat, tu în, uh, Bucovina, atunci Dobrogea, atunci Muntenia, atunci București, că pot să fie regiune separată, ai acest lucru. Păi, decât să finanțez 41 de, de entități care pur și simplu stau la un telefon roșu și așteaptă ceva de la guvern sau cer ceva de la guvern, nu mai bine las, așa cum sunt consiliile județene, las niște consilii regionale care să colaboreze între ele și vă dau acel exemplu de incapacitate extraordinară a unui consiliu județean, de a duce lucrurile mai departe. Și vă dau din Transilvania că eu sunt de aici și de aici le cunosc mai bine. La un moment dat se făcuse un proiect, domne să facem drumul bun de la Cluj la Zalău și de acolo la satul mare ca să prindem Petea, să prindem vama de la Petea și să înceapă economia să funcționeze. E bine, de la Cluj la Zalău s-a făcut impecabil drumul, de ce? Pentru că Consiliul Județean de la Cluj s-a înțeles cu Consiliul Județean de la Zalău, în timp ce partea aia de către satul mare nu s-a mai făcut și dădea în grob. De ce? Ea de la satul mare au zis, bă, noi avem alte priorități. Dacă era un Consiliu Regional, atunci se punea, băi, asta este traseul economiei, acolo exportăm, acolo importăm, aia facem și începem să dezvoltăm cumva, nu unitar, cumva armonios. Da? Moldova cu autostrada, da? autostrada A8, autostrada A7. Păi, în primul rând venea și spunea, băi, avem fonduri europene, o facem. Așa, fondurile europene stau, cei de la București stau de ani de zile, din ministere, și atenție, din ministere nu înseamnă că sunt bucureșteni, să nu mă înțelegeți greșit, da? Cei din ministere stau și zic, da, dar... Și după darul ăla urmează un fel de, nu lasă, i-am păcălit și de data asta. Asta nu înseamnă, în același timp, că faci regionalizare și dintr-o dată e paradis. Nu, în regionalizare, dacă ești prost sau dacă ești corupt, poți muri de foame. Da? Dar cum le reglezi astea? Păi faci niște legi. De exemplu, nu mai există pedepse cu suspendare pentru corupție. Doamne, pentru corupție, doar cu, doar cu executare și de la 5 ani încolo. Dacă ești în alt demnitar, se dublează pedeapsa. În momentul ăla îți garantez că, opa, parcă n-aș băga mâna că uh, intru vreo 10 ani la pușcărie. Al doilea lucru. Uh, pui o lege pentru că ești legiuitor. Uh, devalizarea banului public se pedepsește. Și atunci o să vezi brusc o grămadă de primari care nu mai investesc în fântâne artezene cu leduri chinezești, ci se gândesc, bă, la nu e bine dacă îmi bagi joc de banul public, mai bine fac repar școala sau repar dispensarul. Înțelegeți? Este vorba despre autogospodărire și controlul, dacă vrei, etic al autogospodăririi. S-ar putea să zici, bine mă, și regiunile alea sărace să moară de foame? Nici gând. Regionalizarea nu presupune uh, uh, competiția asta absurdă, eu sunt bogat și tu sărac. Nici gând. Regionalizarea are ca scop dispariția, dacă vrei, uh, marilor diferențe în nivelul de trai. Da, uh, Adică poate să existe un fond de solidaritate interregională în care fiecare pun un 5-7%, 10% din PIB-ul regiunii și în cazul în care există o provocare sau o oportunitate foarte mare... Banii pleacă la regiunea X. Da, Moldova este săracă, e cea mai săracă regiune din uh, Uniunea Europeană. Nu este nicio problemă. Autostrada îmi servește și mie celui de la Târgu Murești sau de la Cluj. Punem cu toții bani ca Moldova și inclusiv Moldova să poată să facă și inclusiv de la bugetul de stat, pentru că moldovenii și ei contribuie la bugetul de stat, acea autostradă. La fel uh, Craiova-Pitești. Pentru că sunt foarte importante asta. Avem Coridorul 4. Da? Pane European, Sibiu, Timișoara, etc Păi leagă uh, Sibiu de uh, Pitești Leagă Craiova de Pitești uh, Leagă Iașul de Târgu Mureș Târgu Mureșul de A4 De uh, autostrada Transilvania De la Turda Te-ai dus către A4 la Sebeș Și uite că ți-ai făcut o rețea de autostrăzi Și după aia, să zicem că nu avem atâția bani facem niște drumuri rapide De la uh, Suceava De la Baia Mare De la Oradea, de la etc, etc da? Și încet, încet, ți-ai făcut o infrastructură. De ce e important infrastructura? Pentru că aia aduce economia. Noi facem acum numai cioturi de autostradă. Și te duci pe autostradă numai ca să ajungi mai repede de la uh, Cluj la Turda. Când de fapt pe autostradă ar fi trebuit, aici ai pensiune, aici ai benzinărie, aici ai hotel, aici ai nu știu ce depozit, adică să miști. Autostrada nu e făcută numai ca să mă duc mai repede cu mașina. Autostrada e făcută ca un covor întins în fața economiei. Și atunci, iar ajungem la paradoxuri. Pur și simplu, avem o spaimă și raportăm totul la uh, uh, unitatea națională. Unitatea națională, când noi suntem în Uniunea Europeană, când am făcut transferul de suveranitate către oficial de la Bruxelles și nu suntem în stare să facem transferul de competențe, nici gând de suveranitate, către proprii noștri cetățeni. Ăsta este un paradox. Și aici deja ar trebui mișcat un pic filozofia asta integratoare a economiei, a administrației, a mentalităților în tot ce înseamnă context european. Băieți, suntem în Uniunea Europeană, suntem în NATO. Nu se mai pune problema uh, ajustării, între ghidimele, granițelor. Se pune doar problema pur și simplu a prosperității. Cât de prosper vrei să fii? Cât de mult te pricepi să fii prosper? Care sunt soluțiile pe care le ai la îndemână și pe care ai curajul să le aplici? Așa că stăm toată ziua, se rupe țara, continuitate, dacă o romană, cum să facem cu ăia din vest, că ne sunt dușmani, ea din est ne sunt dușmani, toți ne sunt dușmani, noi care nu-i așa, luptam cu turcii și alții făceau catedrale, astea sunt de domeniul apusului. Avem două posibilități, ori ne trezim și facem din țara asta ceea ce merită, adică o bijuterie, da? Ori stăm și încrâncenați, frustrați, că, uite, toată lumea, vor, toată lumea vrea să ne ia bogățiile, când, de fapt, lumea se uită la noi ca la vai săracii. Ăștia au impresia că noi luptăm pentru bogățiile lor și ei, de fapt, nu au mâncat de două săptămâni. Ceva în genul ăsta este statul român. Dar există această soluție, una dintre soluții pune un pic de onestitate publică, pune un pic de anticorupție, pune un pic de, 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 de bună credință aia că bă, am intrat la guvernare, vreau să rămână în numele în istorie și o să vezi că România poate fi o țară bună pentru absolut toți oamenii săi. E, sigur, în 17 minute n-ai cum să dai o soluție. Poți să vorbești doar despre ea. Restul trebuie să ține de guvernare. Să aveți sănătate. Ce bine îmi pare că nu sunt breaking news-uri, cel puțin până la asta. Doamne ajută -vă!